Zilele șefului Serviciului de Gospodărie din Pașcani sunt numărate în această funcție. Primăria a scos la concurs postul pe care îl ocupă ca interimar de câțiva ani de zile, examinarea urmând să aibă loc în luna iunie. Tot atunci urmează să fie angajat și un inspector de specialitate. Cei care vor un loc de muncă în cel mai solicitant serviciu al administrației locale trebuie să îndeplinească mai întâi câteva condiții. Să aibă studii superioare în științele inginerești, vechime în câmpul muncii și să fie apți din punct de vedere medical. O altă condiție, mai puțin întâlnită în acest context, este că cei care se înscriu la concurs să aibă și cunoștințe de limba și literatura română. Dosarele pot fi depuse la secretariatul primăriei până pe data de 13 mai ora 16, proba fiind programată pe 11 iunie ora 10, iar interviul pe data de 13 iunie ora 13. Menționăm că bibliografiile și condițiile de concurs sunt disponibile pe site-ul instituției.